Salut, eu sunt Teo și, bă, frate, nu știu cum sunteți voi, dar eu și nu fac asta intenționat, dar las totul pe ultima 100 de metri. Ca să înțelegeți, aseară mai aveam, cred că, în jur de 12-15 ore așa până plecam în Dubai și noi n-aveam teste. Că ce am zis? Hai că le facem noi. Și am ajuns în ultima zi și am zis, bă, trebuie să le facem că rămânem acasă. Și ce credeți? Am găsit o clinică non-stop, am fost acolo, doamnă, avem și noi așa, că nu știu ce, a, că cel mai devreme pot să vi le dau la ora 4. Și noi la 3 jumate avem zbor, gen. Și am zis, hai că mai mergem și în Dubai dacă este. Până la urmă am găsit o clinică, mulțumim lui Dumnezeu și ne-a ajutat, în 6 ore a fost gata totul. Acum n-am scos bani, am fost mai devreme să scoatem bani și după aia să-i schimbăm, n-am găsit să-i schimbăm. Ne-a zis un frățior de acolo de la exchange care era din Dubai, ce credeți? Că cel mai bine ar fi să schimbăm în dolar, că noi voiam să schimbăm în euro pentru că în dirham e ai lor, nu am găsit și. Și auzi de unde ne zice că trebuie să schimbăm de la aeroport. Deci cred că viața mea ne-a tras puțin clapeta așa, cred că aveam un tovarăș pe acolo și zice, hai că-mi iau procent de la ăla, ai nu știu ce. Ți-i trimit pe fraierii ăștia. Da, ți-i trimit pe ăștia și nu știu ce. Data trecută când am schimbat la aeroport, am schimbat euro în preț de liră. Da. Da, și noi ce o să facem, o să schimbăm până la urmă la aeroport, că n-avem unde altundeva. Stai aici cu prințesa care... noi mergem azi în Grecia, nu? Da, a 17.000 oară. Nu mergem, mergem în Dubai. No-ho-ho. Cea mai mare problema noastră care este? Deci ne-am făcut bagaje, de zici că ne mutăm în Dubai, nu plecăm în Dubai. Avem bastârca asta și avem și bastârca asta. Acum problema e că noi avem maxim 32 de kilograme la aeroport bagaj. Și stăm puțin cu morcovul aici în spate că nu știu cât avem și mi-e cam frică. Și Dima, ce credeți că a făcut? A uitat cântarul acasă și noi n-avem cântar. Și a luat prințesa toate astea. Nu e adevărat. Are și el la fel de multe ca și mine. Eu n-am machiaje, eu n-am creme. Nu mi-am luat cremele. Păi gata, ne-a sunat acum Dima că a ajuns, deci gata, hai să mergem! Băi, stați un pic, să nu credeți că am bătut-o, că eu n-am d-astea. Ce s-a întâmplat? Mi-am făcut un tratament cu vitamine, anume contouring mai exact, și la o înțepătură m-am învinețit. Ce să fac acum? Mai întâmplă. Deci să n-aud alea în comentarii. Înainte să plecăm, voiam să vă zic că dacă folosiți codul TO10 pe Fucio, aveți 10% reducere. Ia uitați outfit-ul meu nebun de ziua plecării. La ora asta trebuie să fiu la aeroport. Și noi chemăm. Hai că mai ajungem în Dubai dacă e. Băi, că într-un final am găsit șofer, frate, să ne ducă. Paul, ne-ai salvat, frate. Deci ne-a salvat. Bă, nu găseam niciunul, efectiv. Toți în 8-10 minute, unii erau indisponibili. Ți-ți dădea indisponibil, nu? Mie nu mergea aplicația direct, mie nu mai încerca aici, du-te. Nu mergeau aplicațiile, că nu mergea niciuna. Da. Dar, na, ajungem într-un final. Păi eu când v-am zis că nu mai ajungem la niciun Dubai, deci au bagajele noastre 37 de kg și trebuie să aibă maxim 30. Trebuie să nu spui toate alea. Cred că rămânem pe aici, cred că facem live în seara. Gata, am schimbat și bani, chiar e ok să schimbi. Vezi că am luat foarte ok. Dacă schimb lei, e ok să schimb. Dacă e să vinzi euro sau așa, fugi. Nu e bine. Acum, dacă prindem avion, nu e ok. Dacă vă dau o bombă, nu mă credeți. N-am plătit niciun plus și ne-a și lăsat să intrăm. Bă, ce se întâmplă că era bagajul maxim 30? De fapt, nu. Bagajul maxim era 40, dar a fost o glumă până acum. Asta rămâne între noi, da? Rămâne între noi asta. A fost o șustă. Dar tu știai că e de fapt Bern Schuster? Bern Schuster, e un fotbalist german, da. Noi ziceam Schuster, Bern Schuster, dar de fapt e fotbalist ăsta. E Bern Schuster. E fotbalistul Bern Schuster. Mergem în Dubai. Mergem în Dubai, dar era să rămâi pe tine afară. Da, nu vreau să mă las să trec. Da, de ce? Nu mergea biletul. Ce să faci? Eu eram în spate, am pus ăla, am mers, am plecat. Când mă uit în spate, ce ziua nu mai era. Da, să-i spuneți și că omul ăla acolo, care stă la alea, îmi zice: dar tu ce ai făcut, domnișoară, cu biletul tău? De ce prietenii tăi au trecut și tu nu? Păi i-a luat de pe Deep Web. Da. Nu știți voi pe ce zi Bern Schuster? O să mai avem 15 minute. Iar am dat de belea și... Hai să fugim. Bă, uitați-vă și voi, am ajuns acum. Se intre deja în ăsta. Și ce credeți? Dima s-a dus să-și ia un covriș și o pizza de vreo 80 de lei fiecare. Că lui e foame, el nu știe că mâncarea în aeroport e jale. De fapt, ea e bună, dar e foarte scumpă, asta e. Hai să vedem, poate rămâne pe aici. Gata, m-am făcut și pe asta, am reușit. Făcut Instagram-ul, eu cu vlogul. Hai. Normal, ca de fiecare dată stau eu separat. Singur aici și toată lumea acolo. Gata, m-am plecat, ajungem. La ce zi am avut? Cred că nu mai. Bă, nu mai
copii așa urâți. Pe lăsăm toate ghinioanele aici și noi... Da, adevărat, ne-am dus în Dubai la noroc. Arnează-mi dinți că nu prea am covrig în aparat. Ai dat 20 de lei pe un covrig. 60 de lei pe pizza. 60 de lei pe pizza. Pe două felii? Două felii de pizza. Două felii, forță. Am ajuns, mă! Voi mâncava și o căldură de mor, efectiv mor. Ești nebun la cap, e mai cald ca în Egipt. Băi, ca să înțelegeți cât de mare e aeroportul ăsta, deci ne-am suit într-un 102 de ăsta, eu așa zic, și mergem câteva stații până la locul de unde ne luăm bagajele. Dar mergem de vreo 20 de minute. Cred că ajungem direct la cazare cu ăsta. Bă, și de noi suntem București, facem un fake. Suntem în ăla de la Unire 904 și mergem la Teoaca. Teva, să nu vină controlor peste noi, că nu prea e forță, avem numai de-astea de Dubai, de alea. Bă, noi am ajuns aici în aeroport, totul este superb, dar știți vechea poveste. Stăm aici și ne așteptăm bagajele, cred că ne-am pierdut bagajele ea. Nu, e adevărat. De unde? Rămânem aici pe gol, e bun. Gata, frate, am terminat și cu bagajele. Suntem este mult aici. Prea cald. Cu cine credeți că suntem? Ia uitați-l pe Armand, a venit viața noastră să ne ia. Bine ați venit. Bă, frate, este o căldură apăsătoare, incredibil de cald și Armand ne zice, a nu, că acum e frig. La 40 de grade. Băi, mă, ce-i mă, te-au nebunit arabii ăștia, ce-ai? Și uite, ăsta e Dubaiul aici, pe dreapta. E foarte frumos. Unde este un park lake? Suntem un park lake. Nu, ăsta e un parcare. Stai să ieșim și noi la suprafață să vedem cum e. Gata, am ajuns și la hotel aici. Ia să vedem. Open. Nu merge? Cum fac, mă? Oh, it's on the... Oh, thank you. Mamă, ce bine aici, băi, e cald rău de tot. Yes, we made it. Ladies and gentlemen. Să știți că Cesima a pierdut pariul. Aoleu, dar nu le zici și... Penthouse. Dacă te pui tu, bebe, vreau... Dar eu vreau să... Nu știu ce... A pierdut etajul mai ăla, mai sus. Deci da, un etaj. Ce număr avem? Aici. 1922. Hello. Oh, hello, my friend. How are you? You want to take video? Yeah. I am just removing the bed. Okay. No, it's no problem. I will come back later, okay? Ne-a dat afară din camera noastră. Am ajuns în Dubai, mă dă lumea afară din camere. Aha. Hai să facem room tour la hol. Ia uitați, niște uși, niște oglinzi, niște alea forți. Și o Cesima. Care a pierdut pariu. Păi bebe, ce e asta? Cum ar fi să fie și hotelul ăsta bântuit? Ar fi forță. Wow. Dar nu cred că avem șansă. Dar eu sper. Ba nu. Eu nu mai vreau. A terminat asta, ia zi, intrăm? Da, haide. Gata, mă, hai că nu mai până, nu mai are răbdare ea. Hai, bai, pumat. Hai. Oh. Bola copiilor. Mamă! Și avem, deci noi avem telefonul în baie, pe tot cine sunăm? Mamă, așa. Ăștia cred că n-au schimbat cu telefonul pe WC-ul, au schimbat cu telefonul pe WC-ul. Ce? Gen, la modul că nu stau pe net, dar stau pe telefon la... Asta a fost în capul meu și asta a ieșit. Da, forță, te-o pe vorbit. Știți care e faza? Eu am început să vorbesc arabă și mă știu să vorbesc română, știi? Asta e baia, avem o glidă de make-up aici, că știi că eu mă machiez, mai ales dimineața și astea. Așa, stai să închidem ușa, să ne audă oamenii ăștia să râdă de noi. Mamă, e ușa lui Iron Man asta. Avem dulăpioare. Avem masă de călcat și fier de călcat. Deci la treabă. Gâlâmă. Vreți că ne ajută aia. Avem ăsta pe care nu-l folosește cred că nimeni niciodată. Avem o cuiere. Wow. Bă. Nu cred că realizați, deci ăsta e unul dintre cele mai ieftine hoteluri pe care le-am găsit în Dubai Marina aici. Nu e? Eu așa înțelesesem, dar mă rog. Dar uite de ce pat. Mamă. Hai, te-l testez tu prima? Știi schema, da? Bebe, te-ai lovit? Nu. Cum e? Foarte mișto. Băi, frate, știi ce e super tare? Aici în Dubai, deci în Egipt, știți cum era de te alerga lumea să le dai bani, să nu știu ce. Bă, frate, aici lumea, în primul rând, nu fură, dar bine, nici acolo nu prea furau. Nu furau unde am stat, dar poate, cine știe, în localitate pe acolo, na, ne-a zis Armand că aici nu se fură, frate. Și oamenii, gen, nu se așteaptă să le dai nimic, adică nu sunt pe la modul ăsta. Foarte tare. Bine, vă dați seama că, na, le lăsăm și noi acolo, că suntem oameni. Hai, ești pregătită pentru balcon? Aici ne facem temele. Wow. Că avem temă la română de vacanță. Hai, stai la poză. Aia zic. Acum eu. Haide. Da. Get it, girl. Ești pregătită pentru balcon? Zi. Hai, deci tu stai că era să intru în ăsta. Era să plec cu asta acasă. Cum fac, mă, iubire? Mergem pe șustache așa, hai, intră tu prima. Du-te! Nu cred!
Nu cred. Băi. Uitați cât de... Nu cred că vă dați seama, pentru că suntem la etajul 19 noi. Uite și partea asta cum se vede, dar nu știu de ce se vede încețoșat așa un pic, cred că... Bă, cred că de la căldură. Aaa, mi s-a aburit mie camera. Wow, uite acum cum se vede. Cum era să nu-mi dau seama și să filmez tot restul serii cu asta? Sărna, doamna. Hai, pe portă. Uitați cum se vede, frate. Uitați-vă și voi un pic. Băi, deci toate clădirile astea, deci gândiți-vă că noi suntem la etajul 19 și uitați cât de înalte par și cât de mari. What the fuck? Uite piscina aia! Păi și noi de ce n-avem? Mamă, cât de șmecher e, deci Marina Bilos Hotel. Biblos? A, e ce trebuie să citești Biblia, când intri și da, e la... Da, e asta e. Doamne, este absolut senzațional. Băi, e incredibil, what the fuck? Băi, a fost bătaie mare rău de capul cazarea. Că sunt aici, din câte am înțeles, trei cartiere. Unul e Palm, care e acolo la plaje, gen. E Downtown, care e în oraș, cumva lângă mall. Și e Dubai Marina, care e cumva între. Și din câte am înțeles, eu am cerut mai multe păreri și Dubai Marina ar fi cel mai tare, gen. Și am căutat cu piscina din aia Infinity, am căutat camera, am căutat tot. Și până la urmă eu am dat quit, au ales doar ei, eu nici nu știam unde vin. De asta a fost și reacția aia așa. Ce mi se pare super mișto în Dubai, comparativ cu Egipt, că acolo nu puteai deloc să plătești cu cardul, e că poți să plătești cu cardul aproape peste tot. Și gen, că tot veni vorba de carduri, ca de fiecare dată vă recomand cardul Curve, pentru că e practic un portofel unde vă gestionează toate cardurile. Și mai ales în astfel de călătorii și gen, la toate plățile aveți 1% cashback. Dacă vreți, de exemplu, să scoateți bani din afară, din orice ATM, aveți până la 300 de lire, am impresia, și fără niciun fel de taxă. Dacă vă înregistrați de pe primul link din descriere, vă vine cardul gratuit și pe lângă asta, la prima tranzacție, câștigați 30 de lei. Dacă vreți să invitați și voi persoane, atât ei cât și voi vor primi la prima tranzacție 30 de lei. Și eu zic că e bine să îl aveți. Asta e părerea mea, vă tot zic de ceva timp, că până la urmă nu aveți nimic de pierdut atâta timp cât e totul gratuit. Tranzacția trebuie să fie de minim 25 de lei, am uitat să vă zic. Practic faci o tranzacție de 30 de lei gratuit, cum ar veni. Și astea fiind spuse, cam ăsta a fost primul vlog din Dubai. Sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like dacă v-a plăcut, bineînțeles, și să fiți cu mine până data viitoare și la fel de fericiți, v-am pupat, frate, pa, pa!